Bine ați venit la emisiunea Povestiri pentru Alice. Sunt Monica Lupu și invitata la mea de astăzi sunt Alice și Griuța. Ne bucurăm că ați ales să petreceți câteva minute alături de noi să ascultați o povestire interesantă. Ce povestire ai dori să citim, Alice? Povestirea despre... Băiețelul care... Băiețelul cu bicicleta. Ah, băiețelul cu bicicleta. Povestirea se numește Cursa interzisă și se află în volumul Povestiri pentru copii de Arthur Maxwell. Colin era un băiețel atât de bun încât în ziua în care a împlinit 6 ani, tatălui i-a făcut cadou o bicicletă. Era foarte fericit și se plimba cu ea toată ziua. Dar după ce a primit cadoul, băiatul nu a mai fost atât de ascultător. Mama a început să aibă multe probleme cu el pentru că nu voia să se plimbe cu bicicleta decât tocmai atunci când mama avea nevoie să o ajute la treburile casei. Apoi a început să facă pe grozavul în fața prietenilor săi, pedalând cu picioarele goale și luând mâinile de pe ghidon. Mama se întreba dacă până la urmă nu fusese o idee prea bună să-i dăruiască o bicicletă. Poate că tatăl i-o cumpărase prea curând. Și acum era târziu, prea târziu să-i o mai ia înapoi, mai ales că băiatul se ducea și venea de la școală pe bicicletă. Poate că dacă vorbea cu el, avea să schimbe atitudinea. Colin, vreau să-ți vorbesc despre bicicleta ta, i-a spus mama într-o după-amiază când băiatul s-a întors de la școală. Ce-i cu bicicleta mea? Ei bine, mă bucur că ești mulțumit de ea, dar aș dori să nu mai faci atâta pe grozavul. Să pedalezi luând mâinile de pe ghidon poate părea un lucru isteț, dar... este foarte periculos, mai ales pentru un băiat de vârsta ta și cu așa trafic pe străzi. O, nu-i nimic. Toți puștii fac asta și niciunul nu se rănește, a spus Colin. Nu până acum, dar cineva tot va fi rănit până la urmă. Și mai este un lucru urât pe care îl faci. Pedalezi cu picioarele goale. Ce este rău în asta? A întrebat băiatul, ca și când ar fi avut 12 ani, nu 6. Chiar așa. Într-o zi, poate că ai să-ți prinzi piciorul între spițe sau poate că un deget va fi prins la lanț și o să te doară foarte rău. Ha, ha, a râs Colin. Vorbești de parcă mie mi s-ar putea întâmpla vreun rău. Să știi că băieți mai mari decât tine au pățit așa ceva. Poate, dar nu eu, a răspuns băiatul. Sper că nu. Și ca să fiu sigură, îți interzic să mai pedalezi cu picioarele goale. Ba mai mult, în afară de școală, nu vreau să te mai duci nicăieri cu bicicleta fără să-mi spui mie mai întâi. Ai înțeles? Adică eu trebuie să-ți cer voie ori de câte ori plec să mă plimb cu bicicleta? A întrebat Colin. De fiecare dată când pleci de acasă vreau asta. Numai așa voi ști unde ești și dacă ți-ai pus pantofii. O, s-a plâns Colin îmbufnându-se. Ce mai viață! Într-o zi ai să înțelegi că totul este spre binele tău, dragul meu. Când vei fi puțin mai mare, lucrurile vor sta altfel. Colin s-a încruntat și a plecat să se plimbe cu bicicleta, având grijă să rămână doar pe aleea din jurul casei. Apoi a început să-și zică: nu înțeleg de ce nu pot pedala cu picioarele goale. Toți băieții o fac. Și dacă mama ar fi de vârsta mea, ar face și ea la fel. Nu am de gând să-i spun de fiecare dată când mă depărtez de casă. Este prea mult. Și nu există niciun motiv pentru care să o fac.
Este periculos să ai astfel de gânduri, pentru că ele duc întotdeauna la necaz. Și, într-adevăr, cam după o jumătate de oră, Colin ieșea pe poartă, pedalând cu picioarele goale. Dar s-a întors repede. După cum prevăzuse mama lui, țipând din răsputeri și lăsând urme de sânge în timp ce se îndrepta șchiopătând spre casă. Ce s-a întâmplat? A întrebat ea, alergând și luându-l în brațe. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Eu am crezut că te jucai singur în grădină. Printre lacrimi și țipete de durere, Colin a explicat ce se întâmplase. Se furișase afară din curte pentru o plimbare, sperând că mama nu va afla niciodată. Apoi a început să conducă ținând o singură mână pe ghidon. Bicicleta a trecut peste o ridicătură din asfalt și s-a dezechilibrat. Piciorul i-a alunecat de pe pedală și a fost prins între lanț și roata zimțată. Au, țipa el când mama încerca să curețe rana. Au, mă doare, sunt rănit rău. Foarte rău, foarte rău. Mai bine te ducem imediat la spital. Altfel, ai putea să rămâi fără degetul mare de la picior. Îndreptându-se, șchiopătând spre ambulanța ce avea să-l ducă la spital, Colin nu se mai oprea din jelit. Vai, vai de mine, de ce am făcut-o? De ce nu am ascultat-o pe mama mea? De ce nu mi-am luat eu pantofii atunci când am plecat să mă plimb cu bicicleta? Asta trebuie să fi spus și Adam când a fost alungat din grădina Eden, a zis mama. Se plătește un preț greu pentru neascultare. De data aceasta fusese doar o parte din degetul mare de la picior. Altădată ar fi putut să fie mult mai rău. Ce crezi, Alice? Este bine să ascultăm ce spune mami și tati? Este bine. Dar ce crezi? Este ușor să fii ascultător sau este puțin cam greu? Cam greu. Uneori este puțin cam greu, dar nu trebuie să uităm că neascultarea aduce întotdeauna după sine multe lacrimi și multă suferință. Ia uite cât a suferit Colin din cauza neascultării. Și nu numai el a suferit și a plâns și mama, pentru că dacă pe copil îl doare, o doare întotdeauna și pe mama. Este greu uneori să ascultăm, într-adevăr. Uneori chiar ni se pare imposibil, dar putem cere ajutorul lui Dumnezeu. Putem cere putere de la El și înțelepciune ca să fim ascultători și să facem întotdeauna ceea ce este bine și plăcut înaintea părinților și înaintea lui Dumnezeu. Sperăm că v-a plăcut povestirea noastră. Dacă doriți să mai aflați și alte întâmplări din viața unor copii ca și voi, așteptăm să ne scrieți pe adresa monicalupu@mail.com. Dacă aveți experiențe interesante, experiențe frumoase pe care ați dori ca și alți copii să le asculte, scrieți-ne pe această adresă ca să le putem citi într-o emisiune viitoare. Dorim ca Domnul să vă poarte de grijă și să vă ajute să fiți întotdeauna niște copii ascultători. La revedere, copii! La revedere!